Ce faceți? Mă registrez din nou. Pentru care aveți întrebarea asta stupidă, că n-am nimic de făcut toată ziua, numai de făcut videouri. Da, mă, toată ziua numai fac videouri. Mă umflu cu pompa telefonul și fac videouri, da? Bun, sărim peste aspectul ăsta. Eu vorbesc serios în video ăsta. De fapt, eu în toate vorbesc serios. Numai că în altele mai ridic tonul, în altele mai o dumă, știu eu ce, dar per total tot în serios. Bun. Scopul acestui video e să lămuresc. Că poate n-am lămurit chiar cum trebuie. Părerea mea vis-a-vis de pastori, slujitorii, predicatorii, care sunt grași. Înțelegi? Ce înseamnă să fii gras. Da? Și eu sunt gras. Adică mă încadrez în categoria de supraponderal. Că îs supraponderal. Și vedeți voi, eu spre deosebire de voi în mare parte, eu pe mine chat nu o să mă auziți, va, eu n-am mâncat, nu știu nici ce așa. Nu, eu încă chiar v-am spus. Dacă mi-aș tăia cu vreo 500 de calorii pe zi, eu, hai să zic, o lună, două, maxim trei, eu mi-am slăbit alea 5-6 kg pe care le vreau. Da? Când să, slăbi, când să îmi tai din porții în fiecare zi, las că e mai bine cu nuafel în burtă, că poate mâine mor. Înțelegeți? Pe mine, ce mă disperă la voi, sunt două lucruri. Primul, pastorilor și predicatorilor care sunteți, bine că și oamenii în viața de zi cu zi, care nu mai văd că să-și cheaună, vai că-s gras și nu știu de ce, sau alții, măcar nu zic, a, Dimitri, doar capul, măcar nu mai zic, măcar dă-mi pace. Și mai sunt alții care se trezește și mă și întreabă, nu am eu grasă? Nu, nu ești, nu, nu, nu ești. Nu, ești ieșită din lipar. Nu ești gras, nu, nu. Deci ce mă nervează în primul rând, că nu recunoașteți că mâncați. Și în al doilea rând, și acum mă duc la popci, pastori, tot chiar fiind astea de senior positions cu toți creștinii, mă nervează că voi nu considerați că lăcomia alimentară e un păcat. Și vă duceți în față, predicați, am folosit două exemple pe YouTube-ul meu și vreau cu video ăsta să închei aspectul ăsta, să tot fac videouri cu referință la greutatea lor. Sau ce crezi? Stai că ți-am scris unele să nu te uit acum, și un pic tired, știi? Ce crezi, Gabi Floruț? Că m-a sunat omul ăla la telefon să-mi zic așa? Am încercat eu să spun subtil, dacă știi la ce video mă refer. Am încercat să spun subtil omului cât pot să fii de aberant. Eu nu m-a sunat nimeni, măi. Nu m-a sunat nimeni. Eu m-am gândit cum să-ți spun ție mai frumos și mai elegant, bă, vezi că nu-i bine. Bă, omule, vezi că nu-i bine. Sau voi dacă sunteți pastori și eu sunt nimeni în drum, că eu recunosc că nimeni în drum, no problem. Bă, dar nici nu contează. Mă, dar voi vă duceți în fața bisericii, mă, și predicați. Și știți ce mă disperă cel mai tare la voi? Că vă ascultă mulțumea, da? Și unii chiar vă cred. Unii atâta că voi nu vă gândiți, bă, după ce omul merge de la mine de la predică sau de la biserica unde am servit în după masa sau dimineața respectivă, eu atâta l-am făcut pe omul ăla să se simtă de păcătos încât îi distrug liniștea lui. Îi distrug liniștea lui pe care poate nici nu are. Nu zice nimeni că nu e ok să faci observații, să dai învățături, cum le numiți voi, să predicați. Nu zice nimeni. Treaba voastră ce faceți, că eu cel puțin nu zic cum ziceți voi, a, că nu aveți ce căuta în biserică. Dar dacă vă sunteți bine, dar ziceți-vă că nici nu mă interesează pe mine. Problema e cu manipulați oamenii. Că sunt oameni care sunt mai slabi de caracter și se lasă manipulați de voi și suferă. Voi le provocați o suferință în plus față de ceea ce le oferă viața asta, da? Și la ce mă refer? Voi mergeți și spuneți cu o ușurință, când ajungeți în special Gabi Floruț și cu Caleb Nechifor, că pe voi de v-am luat în vizor, că v-am văzut mai bine, știi că nu, v-am văzut mai bine, așa, că și eu când mă duc cu cineva pe drum, pe mine mă vede prima, că zice, bă, n-am, dacă ești mai bine făcută, nu e o problemă, mă las că nu-i stres, trăiască mâncare, așa. Voi puneți accent cumva pe păcat, încât, nu știu, voi vă uitați, uite, eu, de exemplu, după ce îmi pun videourile și chiar înainte să le pun, adică eu mă registrez acum, pe urmă fac un cafe, mă uit la video, și după aia îl pun, și după ce îl pun, mă uit și mă gândesc, bă, e bine și am spus, nu e bine, câteodată zic, mă, am fost un pic prea spicy. Puteam să fiu mai, După aia câteodată mă gândesc, bă, puteam să zic mai mult. Știi, și mă uit și mă autoevaluez. Voi faceți chestia asta. După ce predicați, vi se pun predicile online, voi vă autoevaluați, să vă uitați, bă, hai să văd ce am vorbit. Oare am greșit cu ceva? Sau voi aveți credința că mereți în față și Domnul vă da cuvânt și apă nu mai contează ce scoateți pe gură. Unde vreau să ajung? Eu nu vreau să încurajez alcoolism
sau drogurile, sau fumatul, sau așa. Dar nici nu vreau să mă bag în viața omului care le consumă. Dacă îl văd că a ajuns într-o situație foarte tristă, îi spun frumos, îi spun cu încetocul, îi spun, mă, uite, poate ar fi mai bine să reduci, poate, dar nu mă apuc, cum faceți voi. Păcatul, lepra, păcatul, lepra, Gabi Floruț, vorbele tale, da? Scoateți păcatul din voi, păcatul poate fi și încep să-i numeri și poate să fie păcat. De ce nu spui printre păcatele pe care le enumeri că și-o mâncat un exces? E păcat. Sau tu nu-ți vezi buricul. N-am nimic ca personal cu tine, omule. Nici cu tine, ca lemne chifur. Și nici cu alții, că ho-ho, cât să-s, încă la ortodox. Fai de capul meu, toia de aia nu poate să, nu pot ea să-și poarte hainele alea, că nici nu știu cum să numesc și nici mă interesează. Știți țoalele alea cum ortodoxul? Nu vedeți că ia mai ceva ca Lucifer. Iau un om care le ține o paulă din colo, nici la mireasă nu-i atâta om, bă, omule. Ăștia o alai după el, unul ține aia din colo, unul din coace, lasă că o să fac un video cu sutanile alea lor. Și preșul după ei zici că au covoarele lor din. De-aia ei au atâta nevoie de alai, pentru că sunt niște umflături, niște drojdi. Pa așa scrie în Biblie. Așa scrie în Biblie. Acum, întorcând de la noi la Pentecostal, că cei că să-ți vezi bârna din nou câte o, adică vorbim de Pentica, mă, no, ăsta e canalul meu de Pentic. Voi niciodată nu v-am auzit nici pe tine ca Lebne Chifor și m-am uitat la multe predici, că nu e ca și cum mă uit la omul, n-aș avea de mine. Nu, nu, că eu cum stau cam rău cu somnul, am vreme și de actile mele și de oameni, am vreme și de voi, că îmi fac vreme. Am mai greu cu capul, că deja mă cam doare capul de la busală, dar e ok. Că vorba bătrânilor, bem doi bungi și ne treci. Un pic. Păi ară bem medicamente. M-a distrat că astăzi când m-am dus la medicul de familie, că n-a trăsit dus atât să lungească prescripția, știi? L-am văzut pe unul de la Betania. Ce faci, frate, te salut, numai așa te-ai uitat. Nu știu cum te cheamă, poate dacă dădeam un telefon înainte, el așa mai... Ești simpatic, tu n-ai prea făcut gafe așa la învon spre deosebire de Avram și, oh my god, ești mai brunițel așa, hă? Ești mai brunețel, dar bine, nu ești nici valică pe vale, știu cum îl cheamă, nu-i nici Avram, că Avram n-aveam cum, deci mă dădeam eu jos de mașină și-l salutam, dădeam mâna cu el ce face Avramel. Nu era nici ăsta alt cu ochelar, cum îl cheamă, ăsta cu ochelar îmi place de el cum predică. E băiat cu bun, adică băiat, e om sâmțât, mult mai sâmțât decât alții, foarte sâmțât. Dar tu ăsta la mai brunețel, oare cum te cheamă, nu știu, dar te-am văzut și așa te-ai uitat, și ce m-a distrat la fetița ta, ca să vedeți. Stăteam și așteptam în mașină, no, că n-am intrat acolo, am anunțat că am sosit la GP și în fine. Și în timp ce așteptam, ușa s-a deschis de acolo, de la cabinet. Și era o fetiță mică, brunețică, ca așa e, știi? Și vedeți cum sunt în Irlanda ușile și au așa, nu știu cum să zic, pune să bat scrisorile, știți? Și aia galbenă sau argintie, cum îi spune, e ca un fel de oglindă, știi, vezi, și nu mai vedeam fetița asta că face așa, și s-a tot înstrâmbat și mă fășea să râd, știi? Eu nu mai puteam acolo de dureri și am uitat la ea. Și mă gândeam, bă, doamne, dar cine-i fetița asta de nu văd părinții, că pur și simplu scotea limba și o lipe. Nu știu dacă ați făcut și voi când erați mii sau măcar vreodată în viață, eu am făcut. Îmi puneam limba pe cup de gheață și atunci mi-a rămas cubul lipit și, doamne, nici mai știu cum mi-l-o deslipit, ce mi-l-o deslipit, abar n-am. Și așa făcea fetița și când a ieșit, nu m-a avut că iasă fratele ăsta de la Betania. Te salut, frate, și nu mai observatoare, nu mai observat mașina era, că era și ușa deschisă, știi, și n-am geamuri fumurii. Și mai ales cu freza asta, vă și să vreți să nu mă vedeți, stă mă vedeți. Da? Te salută, mama, nu probabil. Bun, hai că mă abadi la subiect. Voi când predicați în biserică, și cum am zis, nu-i numai Caleb și nu-i numai ăsta Floruț, nu, îți mai mulți, numai că voi mi-ați ieșit primii cale. Poate așa vă spus, doamne. Mamiu, voi trebuie să înțelegeți o treabă. Când mergeți în față și predicați, da? Trebuie să vă gândiți și dacă credeți că o faceți auto-evaluați-vă din nou, sau cereți sfatul altora, că ok, pe noi nu băgați în seamă că e o spurcată de atei. Bun, nu, bine, voi fi, ce vreți voi. Dar întrebați-vă pe mai mare, vă știți, înțelepți. Oamenii sunt oameni. Suntem diferiți. Toți suntem diferiți. Eu văd și la mine, cum am spus, sunt consultant financiar și profesional și mă ocup cu tot felul de chestii și de acte. Și vin oameni la mine. Unul vorbește într-un fel, unul în altul. La unii deja, numai când îi văd, își urcă tensiunea. Lață și vine să mă bocesc. Îmi dau tot felul de stări, da? Dar tu ca să observi și să-ți dai seama unele chestii, trebuie să ai cel puțin să dispui de calitatea asta, bine că poate să fie și un dezavantaj. Să fii un pic empatic, să ai inteligență emoțională. Nu poți numai să mergi în față și să trânți, da? Și să trânți
următoarele cuvinte. Calebe, ține cont, eu nu-ți spun asta ca în ceva personal, dar păcat de tine că unele idei sunt bune, nu o problemă, mă refer în cultul și în doctrina ta, sunt foarte bune. Dar ce străcă altele, frate? Adică n-ai cum. N-ai cum să mergi așa apucat și să spui, m-am dus acolo și am spus la unul că dacă nu își arunc el drogurile, îl arunc eu. Nici o problemă, să mă lași pe mine că îl arunc. Ok, ce rezolvi? Că iei la cineva și arunci droguri. Cu oamenii ăștia trebuie avută răbdare. Foarte mare răbdare. Și dacă te depășești situația, apelează la alți frați, că dar atâția sunteți, atâtea scaune aveți, eu nu mai știu câte, și dacă nu mai aveți atâtea scaune, inventați joburi în cultul ăsta penticostal, dacă încă nu aveți, că chiar nu știu chestia asta, dar dacă nu aveți, inventați următorul job. De consilier religios. Ce înseamnă asta? Când vedeți voi că mai vin frați la voi și vi se mărturisesc sau eginiți voi pe alții așa cu binoclu că au probleme, probleme foarte mari așa, cu păcatele, cum spuneți voi, vorbiți cu ei, întrebați dacă au nevoie de un psiholog de ăsta religios, că la voi ăștia la alți, e păcat. Deci dacă ar veni un om și ți-ar mărturisi, frate pastor, mi-a recomandat doctorul meu de familie să mă duc la un psihiatru sau la un psiholog, vai de mine, nu că nu, e păcat. Bine, e păcat. Bun, bun, eu nu-s de acord cu asta, dar vine. Dar faceți-vă voi, mă, un cabinet psihologic și angajați pe cineva din biserică, 2-3 oameni, și să se ocupe de ei. Ce rezolvați voi că trântiți în biserică? Că e păcat ai, că e păcat prea curvea. De ce nu menționați de mâncare? De ce nu menționați de mâncare? Și în timp ce voi spuneți așa, să spuneți fraților, în loc să spuneți, nu mai fuma, nu mai faci așa, că Domnul te vede, în loc să spui așa, ai putea încerca să spui ceva de genul, fraților, și eu mă lupt cu un păcat, și eu mă lupt cu lăcomia alimentară, uitați-vă la mine. Și să spuneți, să îndreptați spre voi, știi? Că așa să faci, e tot timpul ușor, da, așa? Și unii, da? Spuneți, fraților, uitați, și eu mă lupt cu lăcomia alimentară. Dar haideți să ne rugăm împreună la Dumnezeu să ne ajute. Haideți să încercăm tot să fim mai buni. Și nu vă cere nimeni dintr-o dată. Că Domnul vede dacă voi sunteți sinceri și aveți bunăvoință. Și vă ajută El. Că de unele lucruri. E ușor să te leși. Dar altele? Păi cineva care o păcătuit. Hai să presupunem, a consumat alcool excesiv. Să zic 10 ani sau 5 ani. Păi poți tu să-i ceri Caleb să-i spui că într-o zi Domnul te poate scăpa? Sau tu, Floruț, poți să spui că Domnul într-o secundă, dacă l-o vindeca pe lepros, poate vindeca pe oricine. Măi, omule, tu trebuie să înțelegi o treabă, că tu, Floruț, un pic mai nervezi mai mult decât Caleb. Nu știu de ce, dar îmi dai un feeling așa mai distres. Că eu pun pariu că după ce pun video ăsta, poate un pic să supără Caleb pe mine, dar el cumva ține cont, parcă el cumva o să zică, bă, ok, dă-o încolo pe noi, dar mă gândesc, dar tu, Floruț, parcă văd că te apucă sudorile, parcă, vezi să-ți iei tensiunea, Floruț, Gabi, Floruț, vezi să-ți iei tensiunea, da? Că așa am eu feeling-ul, că te știi un pic așa, mai știi, mai îmboțât, mai nu vrei tu să te șifonezi nimic. N-ai cum tu, îți dai seama, Biblia e atâta de mare. Bă, omule, Biblia e atâta de mare, mă refer la tine, Gabi, Floruț. Mă, și cum poți tu să ieși și să spui, să dai exemplu ăla cu păcatele? Și să spui că dacă Dumnezeu l-a vindecat pe lepros, da, îndată, încă repetai cuvântul și i-a mai pus și pe oamenii să repete, îndată, să zic ca să vezi cât de atent îți asculți predicile, în loc să mă uit la Tom și Jerry, eu mă uit la tine, în loc să mă uit pe Netflix, că îmi plătește abona mea 15 euro pe lună, nu, eu mă uit la predici online, mă uit la predici online și să zic, bun, n-ai cum tu să iei. N-ai cum să iei exemplul ăla cu leprosul și să-l pui în contextul ăsta, că Domnul te poate vindeca pe loc de orice. Pentru că tu nu servești un exemplu de încredere pentru oameni. De ce zic asta? Hai să presupunem că tu nu mănânci mult și nu de-aia ești așa. Sau tu vrei să zici că nu ești pitbull, man? Păi dacă tu zici, tu crezi că nu ești pitbull, pune-te, te rog frumos pe un cântar. Păi eu mă tăpun, bă, și deja, adică am grijă tot timpul. Păi pune-te pe cântar și ți-e să zic că ești pitbull sau nu ești pitbull, mă. Să presupunem că nu mănânci așa, mă, și ți s-o înfla și ți-e glanda, că toată lumea cu glanda. În ziua de astăzi nu mai trăim pe tera, trăim pe glandă. Deci atât, dacă te întreabă cineva, where are you from, Naomi? I'm from Glanda. Where are you from? Glanda. Ce e aia, sweetheart? Nu știu, bă, zi pe Glanda. Hai, că am și uitat ce am vrut să spun. Na, eu cu dumile mele și am uitat ce am vrut să spun. Asta e. O, mai știu, am vrut să spun. Vezi? Scap, Gabi, Florul, scap, că mi s-a dus de acolo cum și foarte obosită. Dar nu-i strezi asta. Ce vreau să zic? Asta e, mi-am uitat esența, e doză mater. Poate mă dă și pe mine cu Alzheimer. Ce mă nervează e la voi. Că mă, de fapt da, asta am vrut să zic. Să presupunem că nu ești plinuț, adică pitbull laș, că dacă zic obez, vai, discriminare, ce să mai zic. Ok, nu ești plinuț, nu ești pitbull laș, pentru că nu mănânci mult, ai probleme cu glanda. Ok, dar tu din moment ce ai vorbit mulțime
Hai să ne întoarcem la video în care ți-am menționat numele ultima dată, când m-am făcut eu că m-o suna fratele. M-o suna și un frate. Eu ți-am spus într-un mod elegant, băi, uite-te și analizează-te, dar nu știu dacă te-ai prins, nu ai de un fel. Și ai dat exemplu la că și dacă suferi de un păcat și ai început să spui prea curvie, bla, 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 sau dacă suferi de o boală sau ceva, e lepră. Tu folosești foarte mult păcat, asimilai lepra cu păcatul. Domnul îndată te vindică, Domnul îndată, și ai cerut și publicul să repete după tine, îndată, îndată, zici că voi acolo faceți scenă, bă, voi vreți să fiți idolii oamenilor sau cum, că n-am înțeles, ce căutați atâta cu scene și cu alea? Și eu dacă aș face așa pe YouTube, eu să fac un video și să mă ia cineva așa full cadru și să fac cum faceți voi, ziceți, bă, n-o mi-e plină de dracu, dar voi cu de ce sunteți, mă? Sau voi aveți voie să vă mișcați, aveți voie să faceți fizioterapie și eu n-am voie să fac fizioterapie. Și dacă tu îi spui la omul ăla, când crede în Domnul că el îndată te vindecă, tu de ce mai arăți cum arăți? Hai să presupunem că ești plinuț din cauza glande sau că ai diabet. Da, de ce nu te vindecă Domnul? Vezi tu, asta încerc să spun. N-am problemă că mâncați, oameni buni, că pe mine nu mă interesează. Nu mă interesează. Încă hrana e bună. Pe mine m-a întrebat cineva, bă, oameni, dacă ai ști că mor, să zicem că ai ști că mor mâine, ce ai face? Bă, tătă ziua aș mânca, aș duce la McDonald's, KFC, fai, pe la câte mai și tot aș mânca, bine, cred că aș tot vomita, că nu sunt obișnuită să mânc în halul în care aș mânca, dar aș mânca foarte mult. Acum nu fac, că știu că dacă mă duc și mănânc am și aș vrea, credeți că mi-a nu stă capul la mâncare? Putea că aș mânca și aș vrea. Acum suntem în septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, eu în 3 luni de zile aș pune 20 de kg pe ușor. Pentru că se lipește mai repede, la alții nu, la alții da, asta e, dar am un pic de grijă, da? Eu nu am treabă că mâncați, mâncați, că e foarte bine să ai sănătate. Că știu oameni care se hrăniți prin tub. Știu oameni care vai și amar de ei. Că au fost operați, a ieșit cu tubul și n-are rost. Mă, dar ce mă nervează e că voi, în primul rând, ca și creștini, nu sunteți recunoscători Dumnezeului vostru că vă dă hrană, că voi așa spuneți că El vă dă hrană. În primul rând, vă bateți joc de El. În al doilea rând, vă bateți joc de hrana asenea ei. Pe cât nu s-ar bucura un copil din Africa, cum spuneți voi, sau din India, sau și din România, că avem și noi foc, câtă să răcești pe la noi. Cât s-ar bucura să vadă mâncarea pe care tu, ca și cum voi, eu n-am mâncat. Eu nu mănânc. Voi faceți cu oamenii ăștia care îs ajutați de anumite persoane și când îi întreabă cineva, bă, cum ai reușit așa? A, am făcut eu. E ca și cum, nu m-a ajutat Naomi. Nu, da, nu, nici vorbă. Nu, eu am făcut. Așa sunteți voi cu mâncarea. Nu, am mâncat eu cartofi prăjiți? Nu. No. Cartoful m-a mâncat pe mine. Nu e pe cartofi. Înțelegeți voi? Deci pe mine asta mă nervează. Nu faptul că mâncați. Vă bateți loc de Dumnezeu vostru. Asta e fix problema voastră. Vă bate joc de hrana în sine, ei vă știți cât muncesc alți oameni ca să aveți voi alimente pe masă. Că fiecare cu partea lui. Cartoful e greu să-l crești cu toate, că toate sunt modificate genetic și bla bla bla. Dar aparatură, mașinărie, e un proces foarte complex în spate. Păi tu, ca să duci să-ți cumperi un avocado sau să-ți cumperi o lămâie sau ceva, e foarte multă muncă în spate la acestor alimente. De ce ți-ai bate joc de alimente? De ce ți-ai bate joc de oamenii care lucră ca tu să ai alimentele pe masă? Și de ce ai fi un escroc să minți în continuu că tu nu mănânci și să crezi că de păcat? Asta mă nervează pe mine. Nu că mâncați, mă. Nu că mâncați. Înțelegeți odată. Nu că mâncați. Și mai mult de atâta, nici nu recunoașteți că sunteți supraponderal. Sau obeși, că unii dintre voi sunteți obeși. Și după aia mereți voi în față și spuneți că aia păcate. Bă, de acum înainte, eu vă promit. Cel puțin la voi doi, că pe voi doi v-am luat în vizor, Gabi Forosiș cu Caleb Nechifor, vă promit că eu nu o să mai fac videouri cu apropo din astea pe tema alimentară, dar dacă începând din data de, chiar mă registrez, acum mă registrez pe data din 19 septembrie, hai să zicem că lăsă să treacă o zi, dar după 20 septembrie 2022, dacă eu mă mai uit la o predică de-a voastră online și vă mai au că spuneți de păcate și le enumerați și vă scapă să enumerați și lăcomia alimentară, eu o să încep din nou să fac YouTube despre cum sunteți voi de păcătoși. O să zic, frate, vezi că păcătoiești când o spește la tântine, frate, vezi că ai mâncat mici și îți vă muștarul cum îți ies afară din buzunar. Înțelegi? Eu nu o să mai vreau să mă iau pe tema asta de voi, pentru că ce am vrut să vă transmit e că nu are sens și nu are nici măcar nu dispuneți de maturitatea necesară când ieșiți în față și vorbiți mulțimi cu o cruzime în unele subiecte care ale trebuie să fie atinsă delicat. Delicat. Mă, în unele subiecte, da, poți să fii un pic mai sharp, dar nu peste tot. Pentru că dacă omul deja are probleme, de ce ai mai pune tu un camion în cap? Nu mai bine întinzi o mână de ajutor.
Numai bine vă inventați voi în bisericile alea dacă nu aveți încă un psiholog creștin religios să meargă să vorbească. Pur și simplu, omul ăla să fie susținut de biserică sau oamenii aia, să-și facă timp pentru oamenii care se confruntă cu probleme. Nu să le spuneți din față și încă ce mă mai enervează are la voi. E că am observat, băi, așa ceva n-are rost. Dacă cineva vrea să scape astăzi de păcat, spuneți voi din față, să ridice mâna dreaptă sus. Dar dacă ridică piciorul stâng, ce are? Adică chiar trebuie să ridice mâna dreaptă. Dar acum spuneți voi, un om care știe că păcătuiește și sincer, dar vede că e multă lume, i s-ar face cumva să ridice mâna? Nu prea. Mai este care ridică, dar nu prea. Numai bine și înțelept ar fi fraților. Dacă tot vreți voi să ridicați mâna aia sus, de parcă nu se poate fără mână, că Domnul a zis că privește la sufletul omului, bă. Nu la mână, la deget, la da, mă rog, în fine, mă refer poziția lui ridicată când voi menționați de subiectul ăsta. Nu mai bine ar fi în loc să spuneți, fraților, ridicați mâna dreaptă sus care vreți să scăpați de păcat, care vreți să nu știți ce. În loc să spuneți așa, n-ar fi mai înțelept din partea voastră să spuneți, fraților, știți că în Biblie scrie că trebuie să fim cu mâinile ridicate când bla bla bla? Haideți să stăm toți, toți cu mâinile ridicate, toți, și să ne rugăm unii pentru alții, să ne dea Dumnezeu putere și biruință și răbdare și mai știu eu ce vreți să ceareți voi la Dumnezeu. Nu știu ce vreți să ceareți. Adică toți. Tu când îi ceri automat la cineva anume că voi face specifică chemarea cum ar fi, știi? Dacă e cineva care să ridice mâna dreaptă sus și mai e unul, doi, așa mai e care ridică că ea, e. Dar nu ridică toți pentru că să sunt prost. Ca ce chestie tu să faci treaba asta? Când tu, să nu mai spune că deja ești obez, bomule, adică ești păcătos. Și voi așteptați la ei să ridice mâna și când ridică mâna așa, voi uitați la ei și spuneți, Domnul se binecuvintează, Domnul se scape de păcat. Păi și tu, balenă care ești? Voi înțelegeți ce vreau să spun? Nu că mâncați mă deranjează. V-am spus prima dată, vă bate joc de Dumnezeu, dar asta e problema voastră. Vă bate joc de hrană, după aia de oamenii care muncesc, după aia de oamenii care n-au ce să mănânce și voi mâncați în exces, după aia de faptul că sunteți ipocriți și arătați cu atâta cruzime spre păcatele altora când voi, de fapt, nu vă cântăriți. Aveți nevoie de cântar, bă, că vă trimit eu cântar. Da? Asta mă deranjează. Dacă voi în continuare o să predicați după data de 20 septembrie 2022 și menționați de păcate și nu spuneți acolo când enumerați voi prea curvie, curvie, nu știu, și dacă n-aud, fiți atentă că eu mă uit foarte atentă. Eu nu fac cum fac alții, dau play la video meu, să uită și după aia, bă, Naomi, dar n-ai uitat să spui nu știu ce, sau ar fi fost bine să spui asta, dar zi, bă, tu m-ai ascultat atent? Eu chiar dacă sunt ele predici de o oră, de două, de la unii oameni, stau și mă uit. Și nu numai că stau și mă uit. Amin bun, stau cu pixul, cu unul roșu, cu unul negru, cu o cariocă, cu o foaie A4, încă acum mi-am cumpărat caiet. Știi că am zbătăt în strâcul foile de la printer, îmi cumpăr un caiet special dedicat, telescop HD. Stau cu binocul, pac, când văd că zice ceva, pac, opresc, trec minutul, pac, ca să le-am pregătit și să registrez. Eu vă analizez bine de să nu vă mai aud când spuneți de păcate și să vă scape cumva lăcomia alimentară în condițiile în care voi sunteți pitbull. Și așa dacă nu sunteți, ați face bine să menționați, așa cum le menționați pe ceilalți, să o menționați pe asta, că pe urmă o să fac video din nou. Și vă promit că o să fiu mult mai spicy. Mult mai spicy. Și n-aveți decât dacă vreți să mă dați în judecată pentru bullying. I don't care. Eu am făcut video ăsta, m-am explicat. Și dacă vă nu vi rușine și după ce postez video ăsta, nu vi rușine și nu vă autoevaluați, înseamnă că voi aveți probleme. Înseamnă că voi n-aveți ce căuta în față, mă. Nu aveți ce căuta în față. Tu trebuie să fii un exemplu. Pe dacă un om, sau de exemplu, să presupunem că eu fac un meeting, da? Și sesiunea pe care eu vreau să o prezint e despre finanță. Sau despre, nu știu, atribuțiile unui HR într-o companie, nu știu, industrială sau, mă rog, în orice industrie, da? Și eu țin un meeting și am un public, da? Păi eu atâta trebuie să fiu de bine pregătită încât oricine m-ar întreba orice în legătură cu, hai să zicem, mortgage sau în legătură cu departamentul de resurse umane sau ceva în care eu am o specializare, da? Păi mă, eu atâta de bine ar trebui să servesc ca exemplu încât indiferent cine m-ar întreba din publicul ăla, eu să fiu aptă, capabilă și demnă de mine să răspund de ceea ce am spus. Să răspund și să pot să explic și să servesc drept exemplu. Adică n-am cum să mă duc să vorbesc de mortgage sau n-am cum să vorbesc de resurse umane sau n-am cum să vorbesc despre planuri financiare sau știu eu ce, dacă altcineva din public e în stare să-mi facă o corectare și dacă mi-o face, eu ar trebui să mă gândesc, să zic, da, mă, uite, mi-a scăpat aia, că și eu până la urmă, mi-a scăpat, mulțumesc frumos, îmi cer scuze și mă duc și mă pregătesc mai bine. Dar voi nu sunteți în stare nici măcar să fiți un exemplu, vă duceți nepregătiți în față, da?
cu ani de experiență, aibă că ai vedea un predicator la început, na. Dar voi sunteți pastor, bă, ca să fii pastor trebuie un picuț acolo să tragi de furcă, nu cum spuneți voi că vai de mic și prigoniți sunteți voi. Păi și atunci, te duce pregătit. Voi vă duceți nepregătiți, fără armură, nu sunteți niciun exemplu. Roagă-te că Domnul te vindecă. Pe ce te vindecă? Că tu și dacă vrei să mințești că ai cu glanda, tu nu ai cum să zici, pentru că n-ai cum să spui omul ăla să aibă credință, pentru că dacă tu nu ai și nu ești vindecat, înțelegeți voi. Cum am mai spus în alt video, voi îmi cereți mie, când eu spun că nu cred că există Dumnezeu, mai sunteți unii dintre voi care mă luați cu lucruri simple și ok, nicio problemă. Spuneți, dar nu, uite ce frumos și copaci ăștia, uite ce frumos e iarba, uite ce frumos și nori, cine crezi că eu făcut? Și eu zic știință, nici într-un caz Dumnezeu. Dar voi cumva spunându-mi, dându-mi exemplu astea, vreți că cumva că eu să am credință. Dar eu când vă zic vouă, de ce n-ai crede că Dumnezeu a pus înțelepciune în oameni ca ei să fie de ajutor altora, adică doctorilor, le-a pus înțelepciune mai multe sau aparte, judecătorilor, știu eu, mai sunt unele chestii în care trebuie să ai tu chemări alea, cum ce-ți voi de predicator, pentru că nu oricine ar putea să fie un avocat, nu oricine ar putea să fie un judecător, un doctor și așa mai departe, da? Și dacă voi nu credeți că Dumnezeu a pus o înțelepciune aparte în oamenii ăștia, de ce aș crede eu că Dumnezeu a creat firul de arpă? Adică voi îmi cereți mie să am credință, dar voi n-aveți credință. Voi îmi cereți mie sau altora să scăpăm de păcate, dar îmi voi dospește drojdia. Bine, asta zic așa ce se vede din exterior, că și alți pastori care sunt foarte fit și apoi ați și niște cămeși și pese să vadă bine bicepsul, că dar să vadă surorile. Bă, frate, dacă ești bine, dacă ești la gym și așa, nu problem, bravo ție, dar nu cu cămeșile alea strâmte, ea păcătuiesc altfel. Eu nu zic că pastorii care nu-s grăsuți, sunt perfecți, nu. Dar cel puțin, măcar ce se vede din exterior, încearcă să servești drept exemplu. Și eu vă spun vouă, nu e ok, și Biblia, eu v-am spus, v-am dat câteva exemple, nu e ok să fii supraponderal dacă nu suferi de probleme medicale. Că dacă suferi de probleme medicale, să-și bă, te rogi, și poate Dumnezeu mai te vrea să te lasă să tragi, să te chinuiești, să știu eu ce, să transpiri mai mult, că ai fost un păcătos, nu știu, dar nu mai spuneți la oameni că pentru orice problemă Dumnezeu îndată găsește răspuns, Dumnezeu îndată te vindică. Păi dacă tu, măi Gabi Făruț, îi spui asta la un om și omul vede că merge acasă, s-a rugat odată și nu ieșit, el se descurajează și mai crede în Dumnezeu, că îi spui că îndată dacă te-ai rugat și ai crezut, Dumnezeu te vindecă, dar nu e așa. Dacă cineva a păcătuit 15 ani, pe Dumnezeu vrei îndată să uite tot? Poate da, atunci când tu te rogi, începe să țină cont de tine, dar stai un pic, că 15 ani a fost un vagabon. Stai un pic, că trebuie să și, adică trebuie să muncești, mă, ca să ți se șteargă păcatul tău. Veni spiritual, nu o luați bine. Ne-am înțeles? Am vrut să vă lămuresc că nu am nimic cu persoanele, și vă rog frumos, persoanele astea care sunteți plinuță și mă cunoașteți, nu mai întrebați, nu am izgras sau zgrasă? Eu să vă spun adevărul, da, puști, nu mai întrebați. Și să nu vă mai aud în prezența mea, vai că... Vai ce rău mă sunt că am mâncat, vai că nu știu ce, nu, să nu vă mai aud, ca și cu mâncarea devine că e în burta voastră, nu mai mâncați-vă până la urmă, nu mai mâncați, respectați-vă pe Dumnezeu la care credeți voi, că eu nu cred, respectați mâncarea, nu mâncare cred, oamenii care munciți pentru mâncare și nu vă bateți joc, nu vă bateți joc și nu-i răniți pe oamenii biserică care vin să ia învățătură de la voi și de fapt să duc dezinformați și ei nu știu, și să duc acasă, să pun să roagă odată, că zice bă, zice frate, un frate sau o soră poate zic, mă, dacă Gabi Floruț, fratele Gabi Floruț, o scă Domnul îndată vindecă, că așa l-o vindecat prepros, pe mine de ce nu mă vindecă, pe mine de ce mă scapă? Și el e descurajat. E rușine să vină să te întrebe de ce nu lucra Domnul, dacă te întreabă, tu nu-ți faci timp să-l asculți și numai te zici că nu mai vine la biserică. Greșiți, greșiți modul prin care vă deliver your message. Greșiți, fiți mai soft atunci când atingeți unele subiecte emoționale ale omului, dar cine-s eu să vă zic, vouă, cine-s eu, că dar Naomi, treaba voastră oricum. Dar țineți cont, dacă mai văd un video în care menționați de păcate sau că puneți pe oameni să ridice mâna sus și voi noi țineți împreună cu ei, păi să vedeți ce video fac și nu mă interesează. Dacă nici video ăsta nu v-a făcut să înțelegeți că n-am nicio problemă că mâncați și de fapt alte probleme mă disperă, atunci eu mai mult de atâta nu mai am ce să spun. Să aveți poftă bună în continuare și aveți grijă cum predicați în față, că-s cu ochiul pe voi. Așa cum le cereți voi la oamenii în biserică să fie atenți, eu sunt mai mult decât atent. Îs cu pixurile în mână cu foaia și uite așa stau și îmi tot fac cafele ca să mă uit la voi. Da? La revedere și aveți grijă. Gabi ăsta, cum te cheamă? Gabi Floruț și Caleb Nechifor, că în special pe voi doi v-am luat în vizor. Dacă vă mai văd și nu țineți cont de video ăsta, nu mai am niciun mărsișa. Păi să vedeți că pot să fiu și mai spicy. Ioi! Cam am vorbit numai cu sare. Dar de mă nerva și nu țineți cont de ce am spus. Pentru poporul vostru să țineți cont, nu pentru mine. Că oricum eu nu v-am luat drept exemplu în absolut nimic. Așa, pentru că eu nu sunt o persoană religioasă, mă rog, în fine.
Dar dacă nu țineți cont de video ăsta, adică să aveți grijă de poporul vostru așa cum trebuie și de Dumnezeu, acum am pus numai sare. O să adaug data viitoare sare, piper, adică piper, curii din ăla, spicy din ăla și așa o să fac un ceaun de video din ați văzut. Până data viitoare, să aveți grijă de dumneavoastră. Poftă bună, nesăturilor!